Doamnelor și domnilor, bine ați venit la Guvernul Republicii Moldova. În continuare, urmarea vizitei la Chișinău a secretarului general adjunct al Alianței Nord-Atlantice, domnul Mircea Gioană, prim-ministrul Dorin Recean și secretarul general adjunct vor susține o conferință de presă. La început, liderii vor avea declarații de presă, după care vom avea timp pentru câteva întrebări. Domnule prim-ministru, aveți cuvântul. Vreau să salut la Chișinău pe secretarul general adjunct al NATO, Mircea Gioană. Și vreau să-l salut nu doar în calitate de secretar general adjunct al NATO, dar și ca un foarte și foarte bun prieten al Republicii Moldova. Domnul Gioană, vă mulțumesc și vă mulțumim foarte mult pentru implicarea și aportul personal la consolidarea imaginii Republicii Moldova, la consolidarea efortului aliaților și a prietenilor noștri ca Republica Moldova să aibă resursele necesare ca să-și consolideze capacitatea de apărare și de creștere a capacității de asigurare a securității. Războiul Rusiei, atacul Rusiei în Ucraina a schimbat foarte mult în percepția securității în Europa și în lume. Vedem tot mai multe și mai multe state care înțeleg că trebuie să depunem un efort mai mare în ceea ce privește consolidarea capacității de apărare. Vreau să mulțumesc NATO și membrilor NATO pentru ajutorul care îl oferă Republicii Moldova în domeniul apărării, dar și în domeniul asigurării ordinii publice și securității și pe alte domenii. Vreau să salut declarația summitului NATO de la Vilnius, unde s-a menționat expres parteneriatul cu Republica Moldova. Obiectivul nostru este să construim o armată la standarde NATO, să avem mai multe exerciții prin care avem această interoperabilitate cu NATO și cu țările membre NATO. Modernizarea sectorului de securitate și dezvoltarea capacităților sunt priorități și aici vreau să mulțumesc încă o dată țărilor NATO pentru ajutor în acest sens. Vreau să mai menționez încă o dimensiune foarte importantă pe care o lucrăm și o dezvoltăm împreună. Asta este reziliența. Reziliența societății, reziliența economiei, reziliența de mediu. Acest nou concept este tot mai mult și mai mult important pentru ca să avem o creștere continuă a prosperității cetățenilor noștri. Vreau să apreciez și programul de dezvoltare profesională de care beneficiază soldații angajații Ministerului Apărării și care de asemenea consolidează capacitatea de apărare a Republicii Moldova. Astăzi am discutat împreună cu dumneavoastră, domnul Gioană, o nouă inițiativă a NATO în ceea ce privește noile tehnologii și inovații. Și aici Republica Moldova are cu ce să contribuie și vom participa la aceste programe. În încheiere vreau să spun că intenția Republicii Moldova este să dinamizeze programele de parteneriat cu NATO și cu țări membre NATO. Vă mulțumesc încă o dată pentru această vizită, care este și un semn de suport pentru Republica Moldova și vă mulțumesc încă o dată dumneavoastră personal pentru contribuția la creșterea capacității de apărare a Republicii Moldova. Mulțumesc, domnule prim-ministru Recean. Îmi face mare plăcere să fiu astăzi alături de dumneavoastră. Înainte de toate, aș dori să exprim condolanțe pentru trecerea în neființă a președintelui Mircea Snegur, primul președinte al Republicii Moldova independente. Sub conducerea sa, Republica Moldova a aderat la Parteneriatul pentru Pace. În timpul mandatului secretarului general Manfred Werner, eram un tânăr diplomat la București. Mi-aduc aminte de acele momente. And thank you so much for what your country and your government are doing
on the front of European integration for the Republic of Moldova. Republic of Moldova is a joint partner of both NATO and European Union, and a big portion of our conversation today was dedicated to how to bring synergies between the partnership that you have with us and, of course, the candidate status and future developments in your, on your European Union integration path. Am avut o întâlnire acum câteva minute cu președintele Parlamentului, domnul Igor Grosu. M-am întâlnit cu doamna președintă Maia Sandu în curând. Din punct de vedere politic și strategic, Republica Moldova aparține familiei democrațiilor europene. Este un moment al istoriei, accelerat de războiul agresiv, brutal și ilegal al Rusiei împotriva Ucrainei, și credem că împreună avem cu toții interesul să putem să facem ca pentru întreaga populație Republicii Moldova, indiferent de limba pe care o vorbesc acasă, indiferent de preferința politică pe care o pot avea, să înțelegem cu toții că viața în Europa democratică și prosperă și în siguranță este preferabilă față de orice altă variantă care poate fi oferită drept alternativă. Este o falsă alternativă, este o singură direcție. Și dacă vreți un exemplu elocvent de ceea ce înseamnă un traseu european, uitați-vă la țările baltice, care în urmă cu 30 de ani au ales un drum și lucrurile sunt evidente și cred că acest lucru poate fi făcut și de Republica Moldova prin integrarea în Europa și printr-o relație cât mai strânsă cu NATO, în perfect respect față de neutralitatea constituțională a Republicii Moldova. Și astăzi am discutat cu domnul prim-ministru despre modalități de a întări acest parteneriat între țările noastre. The same time, I would like to mention, like the Prime Minister did, the importance that we have in assisting Moldova in growing its societal resilience. Societal resilience with all its components, from cyber to energy security, resisting hybrid attacks, fighting back against disinformation and fake news, and making sure that also, as you mentioned, Prime Minister, I'd like to thank you for your statement, I think yesterday, that the armed forces of the Republic of Moldova should be fully interoperable with NATO, and this is where we discuss today to do even more and strengthen this issue. I also would like to mention the fact that after the summit in Vilnius, where for the first time in a NATO communique there was a dedicated chapter for Moldova, we are also preparing now the summit in Washington in July of next year, 75th anniversary of NATO, where partnerships will be very high on our agenda. So today with the Prime Minister and his government, we discussed about ways to really use this platform and move things, moving things forward. Aș vrea de asemenea să menționez, ca și domnul prim-ministru, faptul că Republica Moldova are talent ingineresc și capacitate de inovare deosebite, pe care suntem dispuși și hotărâți să le punem în valoare împreună. Conduc inovarea la NATO și cred că aici, împreună cu ceea ce faceți în relația cu Uniunea Europeană, putem să facem foarte multe lucruri în această direcție. I would like to mention in the end of my small intervention, I would like to thank the Republic of Moldova for being part of the mission in Kosovo that NATO leads. I would like to thank you for the way in which you have condemning Russia's wars against Ukraine, for your efforts to really double your defense spending and opening your homes to over 100,000 refugees fleeing the conflict in Ukraine. This is highly appreciated by all of us. I know this is not an easy effort. And I want to say in the end that NATO fully supports the Republic of Moldova's sovereignty and integrity, and we call on Russia to withdraw its forces from your territory illegally positioned there already 30 years ago. Domnule prim-ministru, mă bucurie să vă întâlnesc. Contați pe mine și pe noi. Am adresat o invitație domnului prim-ministru Răcean să ne viziteze la NATO pentru o întâlnire cu Consiliul Nord-Atlantic.
și sper că acest lucru să se concretizeze în perioada următoare. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult! Avem 5 minute pentru întrebări-răspunsuri, să le păstrăm cât mai scurte. Cristina de la Radio Europa Liberă, te rog. Bună ziua! Întrebarea mea va fi pentru domnul Geană. Domnule Geană, cât de îngrijorătoare este pentru NATO continuarea atacurilor rusești la porturile ucrainene de la Dunăre în vecinătatea imediată a României? Condamnăm aceste atacuri împotriva infrastructurilor civile și a populației civile ale Ucrainei din partea Rusiei și facem un apel pentru încetarea acestora. Evident, aceste atacuri creează pentru Republica Moldova sau pentru România, țări vecine Ucrainei și limitrofe conflictului, și anumite incidente care pot apărea, inclusiv incidentele recente cu diverse elemente din atacuri cu drone care au căzut inclusiv pe teritoriul României. Republica Moldova a fost supusă acelorași tipuri de rachete care au traversat teritoriul și incidente de acest gen. Ceea ce vreau să spun și să reconfirm este că nu avem nicio informație la NATO că am fi asistat la atacuri deliberate împotriva teritoriului NATO și că suntem în contact permanent cu aliatul nostru român. Ambasadorul român la NATO a făcut o informare completă aliaților în cursul zilei de ieri și suntem în permanent contact cu conducerea politică și militară a României. Secretarul General a avut o convorbire telefonică cu președintele Iohannis. La nivelul conducerilor militare ale NATO și ale României avem contact permanent și vreau să transmit acest mesaj de stopare acestor atacuri împotriva infrastructurilor civile ale Ucrainei și de solidaritate deplină cu aliatul nostru România. Mulțumim, Xenia, Antena 3 CNN. Bună ziua, Xenia Croitoru, Antena 3 CNN în România. Domnule Geană, o întrebare legată de drone, pentru că pomeneați puțin mai devreme de acele fragmente de drone rusești care au ajuns pe teritoriul României. Cum se face totuși că acele radare ale armatei române nu au reușit să detecteze la timp aceste bucăți de dronă? Și aș vrea să vă mai întreb, spunea Jens Stoltenberg săptămâna trecută la Bruxelles, în Comisia de Politică Externă, că NATO face o analiză cu privire la această situație a bucăților de dronă care ajung pe teritoriul român, pentru că a fost informat NATO la 2 zile după ce acele bucăți de dronă au ajuns pe teritoriul României. Aș vrea să vă întreb dacă este gata această analiză, cât de sigură este România în acest moment și cât de repede sunteți informat de statul român în momentul în care se întâmplă astfel de chestiuni. Vreau să reconfirm faptul că nu avem în fața noastră un atac deliberat împotriva unui stat aliat în cazul în speță România. Este foarte important să facem această linie de demarcație. Incidente, accidente se pot întâmpla, s-au mai întâmplat, posibil să se mai întâmple și în viitor. Dar nu avem în fața noastră un atac deliberat din partea Federației Ruse împotriva unui teritoriu de stat aliat. Este important. 2. Structurile militare ale NATO și cele militare ale României sunt în contact permanent pe tot ce înseamnă schimb de informații și evaluarea acestei situații și această evaluare continuă în mod permanent, sistematic și este standard procedure la NATO și România face acest lucru cu noi în mod constant. 3. La Vilnius, liderii noștri au aprobat o nouă generație de planuri de apărare pentru teritoriul aliat, în speță pentru flancul estic, în speță pentru Marea Neagră și în particular și pentru România, care include și mai multe sisteme de apărare antirachetă, care include și mai multe forțe, trupe, operațiuni multidomeniu, mai mult intelligence, mai mult senzori, mai multă integrare între ceea ce avem din spațiu, din cibernetic și din celelalte domenii. Aceste planuri de apărare sunt în plină implementare și lucrăm acum la executabilitatea acestor planuri. Deci, astfel de incidente trebuie puse, pe de o parte, într-o categorie a incidentelor și nu atacurilor deliberate și, doi, că NATO ia în măsuri în continuare de întărire a protecției teritoriului aliat, inclusiv în cazul României. Și mesajul meu este același și de la Chișinău, și de la București, și de la Bruxelles, și de la Washington. Aveți încredere în NATO, ne facem datoria și chiar dacă mai pot apărea astfel de situații, ele sunt incidente, nu accidente. Nu vede niciun fel de intenție din partea Rusiei să declanșeze ceva împotriva NATO, iar descurajarea pe care noi o arătăm prin această forță colectivă este cea mai bună apărare.
Mulțumim foarte mult. Cu apreciere pentru interesul manifestat, ultima întrebare, Svetlana de la TVR Moldova, vă rog. Bună ziua, domnule Joana, dacă îmi permiteți, cât de vulnerabilă credeți că rămâne Republica Moldova la actualele provocări de securitate, ținând cont de atacurile din regiunea Odessa și ce pași concreți ar trebui să fie întreprinși pentru a întări și moderniza armata Republicii Moldova? Și pentru domnule Recioan, dacă îmi permiteți, ați spus că tindem spre o armată la nivelul, la standardele NATO. În cât timp credeți că reușim să atingem acest obiectiv și din ce resurse, dacă este nevoie de alocări suplimentare față de cele din bugetul național sau de la ce aliați, inclusiv de la NATO. Mulțumesc! Vreau să reconfirm aici, la Chișinău, faptul că nu vedem un risc de natură militară din partea Federației Ruse la adresa Republicii Moldova. Pentru simplu fapt că Ucraina face o treabă atât de bună și cu sprijinul nostru, încât acest risc militar în acest moment și pe perioada predictibilă nu este aici. Asta nu înseamnă că Federația Rusă nu a declanșat și derulează în timp ce discutăm tot ce înseamnă arsenalul războiului hibrid împotriva Republicii Moldova. De la folosirea armei energetice, la atacuri cibernetice, la dezinformare, la influențarea mecanismelor democratice, la instigarea la revoltă socială. Și pentru noi este foarte important să întărim reziliența Republicii Moldova, respectând neutralitatea acestei țări. Și de aceea suntem extrem de încrezători că ceea ce face doamna președintă Maia Sandu, domnul prim-ministru și guvernul Republicii Moldova împreună cu noi toți este să întărim reziliența Republicii Moldova. Și în zona cibernetică, și în zona de luptă împotriva dezinformării, și în zona de independență energetică, și în zona de întărire a capacităților militare. Vorbeam cu domnul prim-ministru Răcean ceea ce înseamnă neutralitatea și ce nu înseamnă neutralitatea. Neutralitatea nu înseamnă că nu trebuie să ai o armată performantă. Uitați-vă la Elveția, vă dau un exemplu evident. De aceea lucrăm împreună cu partenerii noștri Republica Moldova pentru a avea armată, structuri de securitate națională compatibile cu noi, performante, motivate și salut și faptul că, din punct de vedere al bugetului Republicii Moldova, există resurse suplimentare pentru a întări capacitatea de apărare a Republicii Moldova. Domnule prim-ministru, domnule secretar general adjunct. Mulțumesc, domnul Joana, pentru această susținere. Eu tot vreau să încep prin a spune că neutralitatea Moldovei nu înseamnă indiferență. Neutralitatea Moldovei nu înseamnă că nu trebuie să facem nimic. De asta noi trebuie să ne consolidăm capacitatea de apărare, de asta trebuie să facem aceste investiții în armata națională, în așa fel încât să avem armata națională la standardele NATO și evident aici vom avea susținerea partenerilor noștri. Apropo, iată, eu când merg în teren, și dumneavoastră știți că eu merg pe la țară, merg în orașele noastre, merg în satele noastre, foarte multă lume, mai mult de jumătate din oameni apreciază colaborarea noastră cu NATO și cu țări membre ale NATO. Ați pus o întrebare foarte corectă, în ce măsură acest demers al nostru de a dezvolta capacitatea de apărare, de a dezvolta armata națională la standardele NATO este fezabil pentru Republica Moldova? Da, este fezabil în condițiile în care avem ajutorul care deja, iată, gradual crește din partea NATO, din partea țărilor membre NATO. Aici vreau să accentuez în mod special contribuția României, contribuția Statelor Unite, contribuția altor țări membre NATO, pentru ca gradual armata noastră să fie capacitată la standardele NATO, în așa fel încât fiecare cetățean a Republicii Moldova să se simtă în siguranță, iar mediul de afaceri să prospere. Mulțumim foarte mult pentru declarațiile și răspunsurile la întrebări. Stimați colegi, conferința de presă s-a încheiat.